Animal salvat în decursul zilei de ieri de către pompierii mehedințeni. Este vorba despre un câine căzut într-un canal de colectare a apei adânc de aproximativ 3 metri. În urma incidentului, un echipaj de pompieri a depus eforturi mari pentru extragerea acestuia. În decursul zilei de ieri, un echipaj din cadrul detașamentului Iorșov a intervenit pe Strada Eroilor pentru salvarea unui câine căzut într-un canal de colectare a apei, adâncă de aproximativ 3 metri. Folosind accesoriile specifice, pompierii au scos animalul teafăr la suprafață. În cursul zilei de ieri, un echipaj din cadrul detașamentului Iorșov a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un canal de colectare a apei pe Strada Eroilor din municipiul Iorșov. Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au extras animalul pe care l-au plecat proprietarului în siguranță. După eforturile depuse pentru extragerea animalului din canalul de colectare a apei, pompierii mehedințeni l-au predat proprietarului.